În creștinism sunt mai multe confesiuni majore. Aș putea enunța trei dintre ele, cum ar fi catolicismul, ortodoxia și protestantismul. De-a lungul viacurilor, relațiile dintre aceste trei mari ramuri majore au fluctuat. Pentru a găsi răspuns la întrebare, există numitor comun între toate aceste ramuri majore ale creștinismului și dacă au existat punți de dialog de-a lungul vremurilor? Stăm de vorbă cu dr. David Goran, pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. Putem vorbi de un dialog în cadrul creștinismului? Da, cu siguranță. Trebuie chiar recomandat să existe un dialog între confesiunile creștinismului. În felul acesta ne cunoaștem mai bine, anumite învățături sunt accentuate, sunt ascuțite, putem chiar să fim implicați în anumite proiecte comune, Ceea ce ține poate de ecologie, de asaltarea islamului care vine peste creștini, și așa mai departe. Din perspectivă istorică, au existat încercări, poate chiar perioade de dialog intens, aș aminti câteva, mai ales între Ortodoxie și Protestantism, având în vedere chiar contextul nostru românesc. Se știe foarte bine că Melancton, prietenul lui Luther a tradus catehismul luteran în limba greacă și l-a trimis patriarhului de la Constantinopol în jurul anilor 1540 și ceva. Apoi același catehism este tradus în slavonă de către protestanți. De asemenea, patriarhul din acea perioadă a trimis pe unul din diaconii lui la Wittenberg pentru a se interesa mai mult despre ideile reforme și ce anume Presupune, din punct de vedere doctrinar. Avem apoi, puțin mai târziu, dar nu departe, în anii 1570, teologii de la Tübingen, din nou protestanți, care iau legătura cu Patriarhul Ieremiei al ii -lea. Și, din nou, are loc un dialog între ei, scrisori. Uh, sigur, chiar unii teologi ortodoxi văd acolo uh, un moment care ar fi trebuit fructificat mai mult, uh, mai ales din perspectiva patriarhului, care la un moment dat uh, a spus că orice dialog poate continua doar dacă uh, protestanții uh, acceptă, luterani acceptă învățăturile bisericii ortodoxe, altfel nu se mai poate continua dialogul. În cadrul contextului nostru românesc avem sinoadele de la Iași, 1642-1645, cel din 1642 reunește teologi din Constantinopol din partea slavonă și românească, Kiev și uh, Iași, locul în care s-a ți ținut acest sinon. Ce a presupus el? Practic a fost o reacție față de o mărturisire de credință a lui Chiril Lucaris, un patriarh uh, al ortodoxilor din Constantinopol. Uh, o mărturisire de credință 1638, care a văzut lumina zilei la Geneva, sub semnătura acestui uh, patriarh, dar care nu este nimic altceva decât o mărturisire uh, calvină. Dacă o citim, acolo e expus tot ceea ce cred cele mai elementare lucruri credincioșii de confesiune calvină. Este sub semnătura acestui patriarh. Sigur, unii contestă lucrul ăsta, doar a fost niște jocuri politice acolo, dar iată conciliul sau sinodul ăsta local de la Iași are loc tocmai pentru a da un răspuns față de Uh, acest catehism uh, calvinesc. Deci există un dialog, să spunem, se știe și despre dialogul pe care Gabriel Betlen, principele de aici din Transilvania, l-a avut cu, uh, tocmai cu acest patriar, Lucaris. Apoi, uh, sigur, Betlen fiind de, de orientare calvină. Uh, apoi, tot în Moldova, în 1645, are loc un sinod local, Varlam, episcopul uh, de acolo, de fapt, uh, mitropolitul Moldovei, observă în călătoria lui în țara românească, în cancelaria lui Matei Basarab, voievodul țării românești, un catehist calvinesc, care a fost publicat la Alba Iulia în 1640. Și ca reacție față de acest catehism, scrie și el o mărturisire de credință sau un răspuns față de acest catehism calvinesc. Deci au existat inclusiv în spațiul românesc precedente istorice de dialog între aceste confesiuni. Cred că trebuie explorate teme comune, proiecte comune, chiar dialog care vizează aspecte polemice, dar într-un mod în care ne respectăm reciproc. În cele din urmă, credința creștină se demonstrează și prin ceea ce Hristos a spus, a ne iubi aproapele ca pe noi înșine. Putem concluziona că nu suntem chemați la un război fratricid, ci mai degrabă la un dialog în care Hristos să fie înălțat.